Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vin la voi cu o rețetă de salată de paste cu legume. Pentru început am adăugat 200 de grame de porumb împreună cu 200 de grame de mazăre pe care le-am fiert în prealabil, împreună cu 100 de grame de paste fierte conform ambalajului. Apoi am tăiat în două aproximativ 50 de grame de roșii sherry și le-am adăugat în bol. Apoi am tăiat felii un sfert de castravete și l-am adăugat peste restul ingredientelor. Apoi am tăiat mărunt o ceapă roșie pe care la rândul ei am adăugat-o peste restul ingredientelor. Iar la final am tăiat cu bulețe 200 de grame de mozzarella și am adăugat-o peste restul ingredientelor. Iar apoi am adăugat 2 linguri de maioneză, un praf de sare și piper din belșug. Și am amestecat bine până s-au încorporat toate ingredientele. Iar când am fost gata de servit, am transferat salata în bolul de servit și am tăiat în două ouă fierte moi și le-am așezat deasupra salatei. Iar apoi, desigur, am servit. Sper că v-a plăcut rețeta mea de salată de paste, rapidă, însă delicioasă. Dacă doriți să vedeți mai multe rețete rapide de ale mele, nu ezitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.